Ultimele statistici arată că acest fenomen ia amploare, în special în rândul tinerilor și, mai grav, în rândul minorilor. Spuneam, acest studiu a fost realizat pe elevii de 16 ani, adică cei născuți în anul 1995, și a reliefat faptul că de-a lungul vieții aceștia au consumat cel puțin o dată droguri ilegale în proporție de 15,6%, iar dacă se adaugă și substanțele noi cu proprietăți psihoactive, prevalența acestora ajunge la 19,2%. Iată o creștere de 3,6% în rândul tinerilor, în rândul elevilor cu vârsta de 16 ani, care au consumat droguri ilegale, inclusiv substanțe noi cu proprietăți psihoactive. Dacă ne referim la frecvența consumului de droguri în ultimele 12 luni, aceștia au prevalența consumului de droguri ilegale și substanțe noi cu proprietăți psihoactive în ultimele 12 luni înaintea realizării studiului. Se observă că aceștia au consumat orice drog ilegal în proporție de 9,8%, iar dacă adăugăm și substanțele noi cu proprietăți psihoactive, prevalența acestora ajunge la 13,4%. Tot o creștere de 3,6% în rândul elevilor care au consumat droguri ilegale și substanțe noi cu proprietăți psihoactive în ultimele 12 luni. La fel cum reliefam și cele de mai devreme, când specificam consumul cel puțin o dată a drogurilor de-a lungul vieții. Mai multe autorități județene s-au aliat și au pus la bătaie un plan pentru prevenirea consumului și traficului de etnobotanice. Noi avem activitate informativă și activitate de constatare directă. Pe linia acestor activități, Poliția Dâmbovițeană a avut un punct și un capitol special pe acest segment, pentru că este mai ușor să previi și mai greu să combați. Costurile sunt mai mici atunci când se previne decât când se combate. Printre instituțiile partenere se află și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, deoarece s-a descoperit și în rândul persoanelor instituționalizate consum de droguri. Da, am avut această problemă și chiar vreau să-i mulțumesc domnului inspector Gălbenuș, dar și domnului Gavrilă, pentru că au răspuns prezent când noi am solicitat ajutorul, sprijinul, pentru că nu știu dacă să spun că este o problemă în microcinci, nu. Acolo suntem trei instituții care funcționăm. Este școala specială, deci numărul de copii este foarte mare. Este școala specială, suntem noi care avem centru de zi, a mai apărut și centru de recuperare, care știți foarte bine că l-am inaugurat, dar este și centru de zi al DAS-ului. Deci vă dați seama, suntem trei instituții care funcționăm cu numărul nostru de beneficiari, care e destul de mare al fiecăruia, și atunci deci eu am sesizat, ca și șefa de centru care mi-a sesizat și salariații de acolo, că se perindă prin acea curte și altfel de indivizi. Și atunci am avut, deci de la ei s-a pornit, pentru că am avut copii care am ajuns în spital cu ei. Nu foarte mulți, am avut 1, 2, 3, dar era un semnal de alarmă. Eu am considerat că este cazul să tragem acel semnal de alarmă. Singur nu puteam să rezolvăm problema și atunci am apelat și avem la ora actuală o patrulă. Planul de măsuri are ca scop prevenirea victimizării copiilor, asigurarea unui climat de siguranță publică și prevenirea infracțiunilor cu violență, conștientizarea tinerilor cu privire la implicațiile multiple și complexe ale consumului de substanțe cu proprietăți psihoactive în societate și formarea unei atitudini civice conștiente și responsabile.